Discuția prinsă în Consiliul Local la proiectul de hotărâre ce viza acordarea normei de hrană pentru poliția locală. Pentru că nu sunt bani, conducerea primăriei a dispus ca de această normă să beneficieze doar polițiștii care efectuează muncă de teren, adică polițiștii locali de la intervenție, circulație și ordine publică. Acordarea normei de hrană diferențiat nu i-a mulțumit pe toți consilierii locali, de aici și divergențele de opinie. Deci dacă dăm numai la intervenție, circulație și personalul de la ordine publică, valoarea este în jur de 581, deci 581 de milioane, iar dacă dăm la tot personalul, mă refer la 99 de persoane, că sunt la ora actuală, suma este de 381 de milioane. Jumătate. Da. Nemulțumiri sunt și în rândul angajaților de la poliția locală. Mai exact, personalul TESA vrea să beneficieze și el de normă de hrană. Numai că deocamdată acest lucru nu este posibil. Acela care este la intervenție și care trebuie să bage între două persoane care se bat cu cuții sau cu nu știu ce, credeți că va avea aceeași tragere de inimă că știe că ea exact cu o persoană din TESA care stă la birou și își bea cafeaua dimineața? Credeți dumneavoastră că va mai avea aceeași tragere de inimă? Și în al doilea rând, ce vreți să fac oamenilor din primărie care tot pe acelea salarii mici stau? Tot pe sume mici. Vor să vină și o să spună, păi noi de ce? Că și mie trebuie până la urmă valoare în primărie. Și valoarea din primărie e dată de salariu, care recunoștința mea față de e dată salariu. Oameni din primărie care au 6, 7 și 8 milioane. Și atunci ce să le fac la acești oameni? Să zic că se ducă toți la poliția locală, să fie personal TESA la poliția locală, că primește jumătate din bonuri de masă? Sau normă de hrană, n-am cum să dau mai mult. Dacă aș putea să dau mai mult legal, aș da. Aș da tuturor, fiindcă vreau să am în jurul meu oameni valoroși. Dar dacă nu-mi permite legea, mă ia de la salariul din 2009, mă scade cu 25% și îmi trece 3 majorări de 8, de 7 și de 8, ăsta e sistemul. Și știți cum mă blochează? Simplu. Îmi creează o limită și spune, n-ai voie decât să te încadrezi în limita asta, faci ce vrei, dai cât vrei la ceilalți, dar te încadrezi în limita asta. Și la limita asta, dacă am depășit-o, nu mai vin cotele de TVA și mă blochează până direcția de impozite și taxe, de impozitea de direcția de finanțelor. Aici este problema care este diferită față din privat. Potrivit proiectului de hotărâre, polițiștii locali de la intervenție și circulație vor primi o normă de hrană în valoare de 720 de lei pe lună, iar cei de la ordine publică 360 de lei pe lună pe lângă salariu. În ciuda discuțiilor pe seama acestui subiect, consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre.